Odată cu apariția sistemului privat de învățământ în România, au apărut și dilemele părinților cu privire la alegerea între școala privată și școala publică. Cele mai întâlnite temeri ale părinților sunt legate de eficiența sistemului educațional și a profesorilor în mediul privat și trebuie să spun că în ultimii ani, din ce în ce mai mulți oameni de valoare de la școala publică care își doresc o altă abordare a copilului merg către școlile private și, de asemenea, foarte mulți absolvenți de valoare din școlile de profil educațional merg către privat. O altă temere a părinților este legată de imposibilitatea de a susține financiar pe parcursul întregului ciclu taxa școlară și de imposibilitatea copilului de a se reintegra în școala publică. Trebuie să spun că, având în vedere că programa școlară este comună, atât la școala publică cât și la cea privată, copilul nu are o problemă decât legată de abordarea profesorului și de colectivul din care va face parte. În rest, din punct de vedere educațional, el beneficiază de coerență în ambele variante. O altă temere pe care o au părinții este legată de varianta în care profesorul va nota copilul, având în vedere că părintele plătește taxa. Evaluările în școlile private, de asemenea, se pliază pe programa școlară și sunt comune ca și la școlile publice, așa încât evaluarea este aceeași în clasa a doua, a patra, a șasea și a opta, iar noi putem vedea care este nivelul copilului. Aș lua în considerare însă și alte criterii pe care părintele trebuie să le aibă în vedere, și anume siguranța și alimentația, coerența programului, pentru că un copil care pleacă de la școala publică la after school rar mai are timp de altceva în afară de teme, pe când la școala privată el va face o grămadă de activități. Bună seara, sunt Gabriela Maluf. Alegerea unei școli de stat sau unei școli private este o preocupare tot mai răspândită în rândul părinților, de când sistemul de învățământ privat a devenit în ultimii ani o alternativă mai accesibilă și mai diversificată decât în trecut. De vreme ce există avantaje și dezavantaje de ambele părți, decizia corectă nu este universal valabilă pentru toate familiile din România. Ce funcționează pentru unii poate să dea greș pentru alții, așa că alegerea trebuie să fie făcută după o analiză atentă a nevoilor individuale. Mulți părinți se declară nemulțumiți de sistemul de învățământ de stat, rămas captiv în secolele trecute și neadaptat nevoilor reale ale copiilor. Pe de altă parte, păreri negative răsună și în sectorul privat, școlile particulare fiind privite de unii dintre părinți ca simple afaceri, unde profitul, nu performanțele școlare, primează. În același timp, există mulți profesori în sistemul de stat preocupați să-și actualizeze metodele de predare și demonstrează acest lucru, așa cum și școli private care obțin rezultate excepționale cu copiii. În acest caleidoscop de posibilități și păreri împărțite, părinții se pierd deseori pe drumul alegerii celei mai bune variante pentru copilul lor. Dezbat acest subiect împreună cu invitații mei din această seară, Denis Popescu, director școală privată, Laura Antoniu, reprezentant al unei școli private, și Miruna Ioani, blogger la Și Blondele Gândesc. Bună seara și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine în această emisiune. Hai să vedem, ne-a spus și Mădălina o grămadă de lucruri, de temeri ale părinților. Am spus și eu câteva dintre gândurile pe care le tot aud la părinții cu care mă întâlnesc. Și hai să vedem unde credeți voi că se situează generația aceasta de părinți în ceea ce privește alegerea unei școli. O să încep cu Miruna, că ea a venit în ipostaza ei de mămică astăzi și blogger la Și Blondele Gândesc. Apoi trec la voi în calitate de specialiști, dar și în calitate de mămici și cum ați văzut voi alegerea școlii. Miruna, te rog. Păcabit, mulțumesc tare mult că m-ai invitat și pe mine. Ți-am zis de când am vorbit că mi se potrivește foarte mult subiectul ăsta, pentru că suntem fierți pe el. Băiețelul nostru cel mare o să înceapă școala din toamnă și am avut de luat această decizie la care nu m-am gândit niciodată, că pe vremea mea nu era cu școli private și cu... Te duceai cam unde era școala de cartier sau cum era. Cred că sunt cumva niște lucruri de spus înainte să ducem discuția mai departe. În primul rând, este vorba de disponibilitatea financiară. E foarte simplu. Ai disponibilitatea să investești banii ăștia sau nu? Nu mă refer neapărat dacă ai banii,
deși dacă nu-i ai, este și mai simplu. Nu cred că o familie care are un venit lunar de 5.000 de lei poate măcar să-și pună problema să dea tot acest venit pe o școală privată, că nu-ți mai rămân bani de... Deci, ca prim pas e venitul pe care fiecare familie, de-abia după ce ai un venit, să spunem, care te gândești că s-ar putea să-ți fie convenabil, de-abia apoi poți să iei decizia. Cred că disponibilitatea de a investi în educație. Aha. Pentru că fix asta vorbeam cu o bunică ieri în parc, care nu înțelegea ce fac, domne, oamenii ăștia care au bani să-și dea copii la școli private, cu ce se ocupă ei? Și am zis, nu știu dacă e despre cu ce se ocupă sau de ce fac ei așa mulți bani, ci în ce sunt dispuși sau deschiși să investească. Și am spus, uite-te, tricoul pe care l-am eu pe mine este de la un second hand, nu ăsta, ăla cu care eram în parc, a costat 5 lei. Pantalonii de pe mine sunt de căpătat, i-am primit cu 0 lei și am niște chilos de acum 7 ani, șosetele și încălțămintea. Am zis, pe dumneavoastră, cât costă hainele pe care le purtați? Nu am vrut să fiu rea sau cumva, dar efectiv, unii preferă să-și cumpere o mașină, eu aș prefera să, nu știu, mănânc sushi o dată pe an, dar să investesc în ceea ce cred eu că e mai important pentru copiii mei. Și, după aia cred că e important să înțelegem că niciun sistem nu e perfect, nici la stat, nici la privat. Pe mine m-a așteptat mult chestia asta să-mi dau seama înainte să fac alegerea. După aceea, a treia chestie este că fiecare individ și fiecare copil o să reacționeze diferit. Numai că, vezi, pentru mine la început, eu nu știu dacă o să am un copil sau dacă am un copil care o să fie în primii trei din clasă. Dacă o să fie dacă e un copil conștiincios, silitor, responsabil și o să fie în primii trei, eu o să fiu ok, eu o să fiu un părinte liniștit. Dar dacă o să fie al 35-lea, dintr-o clasă de, nu știu dacă sunt chiar de 40 clase, dar am auzit, atunci cred că am o problemă. Și n-ai cum să știi chestia asta de dinainte. Și pe aia mai contează, cred, foarte mult ce vrei pentru copilul tău. Pentru că sunt școli de stat care produc... performanță. Exact. Dacă tu vrei să ți-l faci olimpic la mate... foarte bine, îndrumă-l înspre chestia aia, că tu crezi că asta e cel mai bine pentru copilul tău. Poate vrei să-l faci tenismen sau Simona Halep. Da. Și contează foarte mult. De exemplu, la școala la care noi am decis să-l dăm pe Tudor, după ce am luat în sfârșit decizia, mă sună un fost coleg de liceu și îmi zice, Miruna, să ne sfătuim un pic și voi la ce școală mergeți? Și am zis, zice, noi acum... îl avem pe copil la grădiniță și nu mai vreau să continui, pentru că la școala aia nu se face școală. Și am zis, ăsta e motivul pentru care eu vreau să-mi duc copilul acolo. Că eu nu vreau să învețe să-i sară pe ochi cosinus, sinus, logarit și nu știu ce. Teorema lui Pitagora. Moromeți, exact. Eu vreau copilul meu să învețe gândire critică, managementul oamenilor. Și simți că acolo, într-un mediu privat, s-ar întâmpla acest lucru. Haideți să le întrebăm și pe cele două reprezentante, până la urmă, ale unor instituții private. La voi de ce vin părinții? De ce aleg părinții să vină la o grădiniță privată și apoi, dacă aleg să meargă mai departe, uite, la 1-4 sau se gândesc că nu, acum mergem la stat, că acolo se face performanță? Sau cum stă treaba la voi în ogradă, Laura? Cred că vorbeam puțin și înainte de emisiune. Zona de încredere în școala privată începe să crească, într-adevăr, pe segmentul de nivel primar. O zonă de încredere mai mare, de o zonă de încredere mai mare se bucură grădinițele, iar de o zonă de încredere din ce în ce mai mică se bucură, iată, gimnaziul și de liceu nu mai vorbesc. De ce? Cumva suntem încă adânciți în vechile paradigme în care spunem, dintre a cincea nu ne mai jucăm. Dintre a cincea copilul vreau să învețe sau, iată, vreau să și dezvolte alte abilități, nu să alerge după niște rezultate. Acum rezonez foarte tare cu ce a spus Miruna. Nu cred că există o școală perfectă, dar cred că poți să găsești o școală bună pentru copilul tău și pentru ceea ce îți dorești tu ca el să devină sau ceea ce îți dorești tu pentru familia ta. Pentru că sunt, iată, familii care vor sau le este confortabil ca să aibă un copil care termină orele la 12 și apoi își permit să își facă un alt program cu el sau să includă alte activități, familii care nu își permit astea.
și din aceste motive se îndreaptă către o zonă de privat. Mai voiam să vă împărtășesc un gând. În primul rând, simpla posibilitate de a alege între privat și stat ne pune ca familie într-o ipostază norocoasă. Sunt familii care nu au de făcut, nici măcar nu-și pun problema, nu au de făcut alegerea asta și atunci se duc la școala de circumscripție, eventual întreabă ce învățător au la clasă. O școală bună, o școală performantă, cred că e greșit să fie măsurată în continuare doar după rezultatele pe care le produce la BAC, la nu știu ce evaluare națională, la nu știu ce examen. De ce? Pentru că, de fapt, este cumva mai ușor să duci un copil de la 9 la 10, adică odată ce îi selectezi la intrare și știm că sunt teste la intrare în astfel de școli și vii cu un nivel academic bun, e cumva mai ușor să-l crești decât să duci un copil de la nota 5 la nota 6, de exemplu. Și este un progres mare pentru un copil și aici cred că se vede de fapt puterea unei școli de a lucra diferențiat, de a genera competențe, de a crește în copii o anumită atitudine față de învățare care poate da și poate duce și la succes școlar, de ce nu? Denis. Cred că alegerea între o școală privată și o școală de stat este o decizie intimă a fiecărei familii. Mă gândesc la mine ca mamă, cum am făcut eu pentru copilul meu cel mare, cum am făcut eu pentru copilul meu cel mic, și mă pun în pielea fiecărui părinte care vine și ne alege și ne explică care sunt criteriile. Așa cum spunea și Miruna, criteriul financiar este probabil cel mai important. După ce l-ai îndeplinit pe acesta, încep să te gândești ce fel de școală îți dorești. Cred că generația părinților care acum își dau copiii la grădiniță își doresc un loc unde copilul să fie bine îngrijit, să îi se acorde atenție, să mănânce sănătos, pentru că este un aspect foarte important, dar și să aibă niște activități care să-l dezvolte pe el ca individ, încă de la o vârstă foarte mică. La școală, la școala primară, părinții își doresc extrem de mult să existe continuitatea a ceea ce s-a întâmplat în grădiniță. Își doresc să nu alerge între un after school, școală, servici. Să rămână cu totul acolo. Exact, să existe continuitatea la nivelul zilei. Își doresc o abordare potrivită din perspectivă emoțională, pentru că această zonă e mai greu de realizat în sistemul de stat, unde Sunt mulți copii, nici profesorii nu beneficiază de sprijin. Dacă într-un sistem privat poți să ai 2 profesori, 3 profesori, un consilier, o echipă întreagă care să se ocupe de o clasă de copii, care evident este mult mai mică, la o școală de stat lucrul acesta nu este posibil și indiferent cât de multă magie ar avea un învățător, nu poate să facă minuni la o clasă de 35 de copii. Și atunci e greu să arăți cu degetul și să spui da, acolo e greu, e rău și partea cealaltă e foarte bine. Spuneai, Miruna, că te-ai gândit că nu vrei neapărat să aibă performanțe școlare copilul tău, ci mai degrabă să aibă abilități cum ar fi gândirea critică, dar uite, te gândești și la aspectul ăsta, să mănânce sănătos, adică când te duci să vizitezi școala sau alegi școala, ce primează? Să știi că nu o să aleg o școală după cât de sănătos mănâncă. Uh-huh. Eu cred că și acum copilul meu este la o grădiniță unde primesc și zahăr, unde au și televizor, să știi. Tot pe principiu că nu există locul perfect, nu există grădinița perfectă. Am avut probleme și la această grădiniță și am rămas în continuare pentru că nu au fost deal breakere. Știi, n-a fost copilul lovit, bătut, nu știu ce. Și atunci, cam asta. Eu cred că dacă noi acasă avem un stil de viață sănătos și niște exemple bune în familie, eu, de exemplu, nu sunt neapărat cel mai bun exemplu, mai ales că am mâncat tort înainte să vin la voi aici. Fără a fi o aniversare. Îți permiți, Miruna, îți permis. Lasă, nu ne mai spune ce ai mâncat. Ești drăguță, da, ești drăguță. Sigur că este important. Dar uite, de exemplu, la Doi Ceșule au acum am zis-o. Da. Au cantina lor, fac ei mâncare și copiii pot să-și aleagă ce vor ei.
de mâncare. Poate că așa e în mai multe părți. Uite, vorbeam cu fetele înainte să intrăm în emisiune că mai degrabă părinții își doresc să mănânce la școala privată sănătos, în timp ce și e o supărare mare dacă nu se întâmplă asta, iar acasă, na, fiecare face ce vrea. Da, știi? Da, adică, genul ăla, de ce ai ales școala? Că au un catering bio. Eu cred că e un plus. Știi? Eu cred că e un plus întotdeauna și... Dar, adică n-ar trebui să fie un motiv, e un plus. Este un plus, dar eu înțeleg că și eu aproape cad uneori în capcana asta unde vreau de la grădiniță și de la educatoare lucruri pe care eu nu pot sau nu mi-este atât de ușor să le ofer acasă câteodată. Uh-huh. Da, ea de ce țipă la copii? Da, uh-huh. Eu ce fac acasă? Femeia uh-huh. are 10 copii pe capul ei, eu abia fac față cu 2. Ok, dar pe ea o plătim. Bine, mm-hmm. este jobul ei dacă și l-a ales. Na, nu-i chiar așa, dar cred că e important ce zicea Denis, să existe un sprijin pentru profesori, știi? Eu m-am dus la educatoarele noastre și le-am întrebat, voi ce faceți ca să vă țineți toate țiglele pe casă? Mm-hmm. Pentru că este greu, tu știi, cred că și mai bine, că e greu să lucrezi cu copii care au multe nevoi de la tine fără să mergi să-ți umpli și tu găletușa undeva. Mhm, mhm. Și cred că presiunea asta în sistemul de stat este și mai mare. Eu nu vreau să părem noi aici ca niște doamne frumos aranjate care au venit să critique sistemul de stat, pentru că nu aș vrea să creăm niște frustrări mai mari în rândul celor care, cum ziceai tu, pur și simplu suntem privilegiați, eu îmi dau seama de asta. Dar sunt niște diferențe pe care putem să... Da, da, cu toate astea, Miruna, ai spus că, ok, într-adevăr, oamenii care reușesc să aleagă sistemul privat, da, acești oameni fac parte dintr-o bulă privilegiată. Cu toate astea, ai mai menționat ceva, mai există o categorie de oameni care fac sacrificii, care poate nu dețin o sumă importantă, un venit important în familie, dar decid să se îmbrace cum se îmbracă, de bun simț și decent, și banii în loc să investească în, nu știu, mașini, excursii sau alte lucruri, să investească în educație. Adică, povestea refugiaților din Ucraina pe noi ne-a impresionat foarte mult, pentru că asta și ne-am gândit oamenii au plecat cu hainele de pe ei din casă. Dacă eu aș pleca acum cu ei și să mă duce altundeva, ce știu eu să fac? Iau cu mine numai ce am aici? Ce știu să fac și cine sunt? Atât pot să le lași copiilor averi și să le piardă într-o zi sau să le împrăștie. Dar educația, nimeni niciodată nu o să le ia. Mm-hmm. Deci vorbim și de o alt fel de categorie, dar cred că în școlile private... genul ăsta de categorii se fac simțite, nu? Adică oamenii care realmente aleg sistemul educațional și cei care, nu știu, aleg doar cum sunt colorați, cum sunt colorați pereții. Pot să mai zic ceva? Rog. Am o prietenă care și-a dat fetița în clasa 0 și clasa 1, cred, în sistemul de stat. Uh-huh. Convinsă fiind că putem găsi învățători buni și la stat și nu știu ce. Și-a mutat-o din clasa a doua, cred, sau chiar poate deja din întâi, și a zis că a fost surprinsă să găsească în clasa acestei fetițe nu numai copii de bani gata, ci copii din familii care făceau aceste eforturi și poate sacrificii tocmai pentru că ei prețuiau un alt fel de sistem de învățământ sau alt fel de educație. Și cu toate astea vedem și în sistemul de stat că oamenii investesc. Adică nu putem, deja nu mai putem să ne gândim că sistemul de stat este un sistem gratuit. Pentru că ne alergăm să vedem unde e cea mai bună învățătoare. Ce cadouri luăm doamnei. Câte meditații facem ulterior. Adică și oamenii, cât costă after school-ul, că na, școala se termină de cele mai multe ori la 1-4, la 12. Deci sunt niște investiții destul de mari dacă stai să te gândești și în zona de școală de stat. Și cu toate astea oamenii se plâng, dar continuă să nu aleagă neapărat sistemul educațional, ci să aleagă așa niște convingeri.
În acord cu valorile lor, până la urmă. Da. Pentru că, iată, dacă vorbim și revin, atunci când ai posibilitatea să faci o alegere, da? Deci vorbim de oameni care pot face această alegere. Cred că e eronat să mai gândim că doar oamenii cu bani se duc la privat și doar oamenii fără posibilități ajung la stat, pentru că nu e așa. Sunt oameni cu posibilități care aleg învățământul de stat, cum am spus, rămân ancorați în ce știu, ce cunosc, sau chiar valorizează sistemul în sine. Și nu este greșit deloc, pentru că oameni buni, într-adevăr, poți găsi, sau oameni mai puțin pregătiți, poți găsi și la privat, e în mod egal valabil. Da, poți să le întreb eu ceva pe fel? Te rog. Oare este la fel situația și în restul țării sau doar în București este tendința asta de școli private? Aici, într-adevăr, sunt coagulate cumva. În restul țării sunt în orașele mai mari, ai de ales între o școală, două, trei private sau niciuna. Sunt și orașe în care nu ai de ales efectiv între. Nu există zona asta de învățământ privat dezvoltată, cel puțin numai departe de grădiniță. Dacă vorbim de București-Ilfov, situația se schimbă. Devine un fel de Silicon Valley al educației, așa, ai de ales. Concurența e mai mare, cu siguranță. Concurența este mai mare, București, da. Și de aici și creșterea calității și acceptarea din partea părinților a sistemului privat la nivel de grădiniță și la nivel de școală primară, așa cum spuneai, și așa este. Da, și adică competiția asta stimulează școlile să aibă... Stimulează, într-adevăr. Este mai mult decât benefică. Posibilitatea de a alege, de ce spuneam că părintele alege până la urmă în acord cu valorile în care crede și cu tipul de educație pe care îl practică acasă, eu reușesc să văd asta în mod concret în procesul de admiteri. Eu sunt și coordonez procesul de intrare în școală, cumva, de admiteri. Și atunci văd, apropo de criteriile care contează atunci când alege o școală. Dacă pentru un părinte contează foarte mult timpul liber, nu va alege niciodată o școală departe de el. Va alege ca prim criteriu proximitatea. Un alt părinte care valorizează foarte mult libertatea de exprimare a copilului și, nu știu, o zonă de limită mai puțin vizibilă pentru copil, va alege o alternativă educațională, de exemplu tip Montessori, unde copilul funcționează cumva mai mult după inițiativa lui. Și așa mai departe. Contează foarte mult în procesul ăsta de selecție, cred, valorile proprii și tipul de educație pe care le practică. Apoi alegerea de a rămâne într-un sistem sau nu depinde de capacitatea părintelui de a integra noi perspective, pentru că întotdeauna ai o intersecție între valorile școlii, valorile familiei, și atunci dacă rămânem într-o conversație dispuși să ascultăm ca să înțelegem, avem un parteneriat bun. Haideți să vedem ce spune și domnul Câmpeanu și comentăm imediat și acest aspect. Premiile acordate la Olimpiadele Naționale au fost mărite. Anunțul a fost făcut de Ministrul Educației. Sorin Câmpeanu a precizat că premiul 1 va fi de 1000 de lei, premiul 2 va fi de 700 de lei, premiul 3 de 500 de lei, iar mențiunea va fi de 300 de lei. În plus, se vor acorda burse de performanță și pentru elevii din sistemul privat, care ajung să reprezinte România la Olimpiadele Internaționale. Este pentru prima oară când guvernul a adoptat o măsură prin care performanța elevilor la Olimpiadele Internaționale este recunoscută indiferent de școala de unde provin. Este recunoscută prin alocarea unor burse de performanță, pentru prima oară în școlile private. O altă măsură anunțată de ministru este pentru toți participanții la Olimpiadele Naționale. Guvernul a dublat suma zilnică de cazare și masă pentru fiecare elev calificat la faza națională a acestui tip de concurs. Dublarea de la 100 la 200 de lei pe zi, alocație, doar alocația, înseamnă că, luând în calcul numărul de beneficiari, elevi, participanți și profesori însoțitori, profesori din comisii, alocația zilnică pentru participarea la Olimpiade este 20.000, înmulțit cu 200, 4 milioane de lei zilnic, susținuți de către Guvernul României. Sorin Câmpeanu a adus în discuții și sistemul de învățământ superior, unde a precizat că se vor face investiții pentru digitalizarea universităților. Haideți că am multe întrebări aici. Prima este, acest stimulent, această creștere a burselor vine ca factor de a motiva copiii să învețe mai mult, să aibă performanțe mai mari ca urmare a procentului mare de analfabetism funcțional, așa cum a reieșit, cred că săptămânile trecute, la testele PISA și la testul Brio.
Sunt astea venite ca măsură de a-i stimula pe copii să învețe mai mult, nu știu, sau se pune accentul pe această performanță? Și doi, o concluzie, sau nu neapărat o concluzie, o remarcă personală este că am văzut că școlile private de obicei nu prea trimit copiii la olimpiadă. Și mulți părinți spun că nu-i trimit la olimpiadă, că nu fac școală cum se face la stat. Nu este un principiu al școlilor private sau părinții să gândesc, a, dar noi de ce se merge la olimpiadă, că uite, nu ne dau bani? Nu știu. Deci care e? Eu nu cred că un copil olimpic, un copil care face super performanță într-un anumit domeniu, la o anumită materie, o face pentru suma de bani pe care o primește la sfârșitul jocului sau în funcție de rezultat. Dar poate fac părinții, Denis. Dar de câți bani vorbim? De 1000 de lei, a spus, 1000 de lei premiul 1, 700 de lei premiul 2. Eu cred că acești copii, dincolo de faptul că muncesc foarte mult, sunt și înzestrați cu un talent special și eu cred că o fac pentru că au o convingere proprie și au o pasiune. Dacă această pasiune la sfârșitul drumului este încununată și cu un premiu, mie mi se pare mai mult decât frumos, mai mult decât motivant, că e un premiu până la urmă. Orice copil se bucură pentru un premiu și ar fi firesc să primească atât copiii din sistemul de stat, cât și copiii din sistemul privat, pentru că premiul este destinat performanței individuale a copilului. Uh-huh. Dar de ce totuși școlile private nu se axează pe acest gen de concursuri? Nu cred că nu se axează. Sunt școli care trimit și am văzut rezultate de la copii din școli private la olimpiade și rezultate bune. Acum, zona asta de performanță și de validare cred că este necesară pentru copii, pentru că poate crește zona aia de motivație extrinsecă de care ai nevoie până se naște motivația intrinsecă, care vine din pasiune, din dorința de cunoaștere. La vârste, nu știu, micuțe, că vorbim de la clasa 7, cred că pot merge copiii la olimpiade. Nu știu, nu mă pricepute, mi-a întins o capcană. Nu știu de la ce vârstă merg copiii la olimpiade. De la vârste mai mici? Da. E necesară zona asta de motivație extrinsecă. Iar validarea printr-o bursă de performanță, că se numește bursă de performanță, nu bursă socială. Da? Da. E, dacă îmi permiți o comparație, e echitabil cumva să fie așa, pentru că și un angajat performant, da, nu-l întrebi, uite, familia ta are posibilități să văd dacă îți dau bonusul la final de lună sau nu. Nu, îl dai în funcție de performanță. Să știi că și eu m-am simțit la un moment dat discriminată. După, cred că toate știți deja că Charliza mea cântă și a participat la concursuri care aveau, erau concursuri de-astea naționale, care ofereau, trimiteau la școală pentru premii, pentru că nu se dă doar pentru matematică și română și așa. Mai sunt și concursuri de abilități, talente și așa, care sunt acreditate de inspectorat sau Dumnezeu știe care e procedura, în sfârșit. Eu habar n-aveam când s-a înscris ea acolo că e chestia asta. Am aflat ulterior, cu Tărescu a luat premiul 1, cu Tărescu premiul 2, că nu știu ce. La ceilalți le-au dat, asta e bursa, nu știu ce. La mea nu i-am dat, că era la școală privată. Și a fost foarte... E un sentiment de nedreptate, cumva, că... Practic, ce vină avea ea că eu am putut să o duc la... Adică n-am mai premiat talentul sau performanța copilului, ci posibilitatea părintele putea, nu știu, să-i donăm măcar, da, să-i dea, să-i vadă. Ce părere ai, Miruna, de aspectul ăsta al olimpiadelor și performanțelor și motivația și nu știu? Cred că este cumva nedrept să judeci un copil după un anumit moment din viața lui. Pe de altă parte, și eu am fost acolo la olimpiade și am luat premiu și m-am bucurat. Na, mi-a plăcut. Acum, gândindu-mă în spate, am și scris un articol despre asta, că să fiu premiantă și olimpică a fost probabil cea mai mare traumă a copilăriei mele. Poate că nu-i bine să comparăm ce am avut noi cu ce au copiii noștri de astăzi, dar cumva... Eu cred că e mai bine să-i lăsăm pe ei să se dezvolte. Ia, copile, dacă tu vrei să îți place ție foarte mult matematica sau, nu știu ce, fizica, du-te și fă asta. Și o să-ți povestesc o discuție foarte interesantă pe care am avut-o cu un coleg de-al meu de liceu. Am fost colegi de clasă la Mate Info Intensiv în Bruckenthal, în Sibiu. Și băiatul ăsta este acum, cred că cel mai bogat om pe care eu îl cunosc.
este milionar, a creat un sistem de blockchain foarte în ascensiune mare și contribuie, cred că, la schimbarea lumii. Și vorbeam noi de liceu și de anii noștri de liceu și de cum am avut noi profi și nu știu, și am zis, păi, mă simt jefuită de acești ani, pe bune, mi se pare, tot ce mi-amintesc de profa noastră de info, poate se uită și îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul, este că avea părul nespălat. No. Și de proful de chimie, că avea niște dinți care mă speriau, nu voiam să râdă. Dar experiența acestui băiat a fost că i-a plăcut atât de mult informatică, a învățat atât de mult, s-a făcut, și a ajuns să facă ceva care schimbă lumea. Adică doi oameni foarte diferiți, puși în exact același mediu, în aceleași condiții, au avut două traiectorii foarte diferite. Da, contează mult și l-am întrebat, te-o bătut maică-ta, te-o pedepsit, te-o pus, nu te-o lăsat în oraș. Numai ăsta era prezent la toate chefurile, la majorate, la nu știu ce. Nu-l bătea mama. A fost în el, în unii copii este, dar cred că discuția nu trebuie dusă înspre vârfuri foarte mult, pentru că... Sau dacă este în unul și îl vedem că are progres, trebuie să fie în toată lumea. Exact. Pentru că pe ăilalți trebuie să-i iei la bătaie. Ce faci? Ca să fie ca colegul tău. Ce facem cu ceilalți 33 din clasa de 35? Care nu mișcă și trebuie și ei să știe, măcar să înțeleagă un text, un mesaj. Eu am lucrat cu om din agenție, Gabi, care mi-a scris... Nu înțeleg ce vrei să spui. Și am zis, mă bucur că mi-ai spus că nu înțelegi mesajul meu, că îl mai zic o dată până îl înțelegi. Da. Asta e realitatea. Tot vorbeam de analfabetismul funcțional, la care trebuie să menționez 42% dintre copiii care au dat testele de literație au ajuns să primească rezultatul de analfabet funcțional. Vorbeam, te rog. Mai vreau să zic ceva. Nu știu dacă nu suntem un pic așa ipocriți sau nu știu cum să zic, să vorbim despre 1000 de lei premii la olimpici. Mm-hmm. Sunt minunate. Dar hai să vedem ce face domnul Câmpeanu. Mai bine ar pune toaletă cu apă curentă și hârtie igienică la baie. Îmi scria... o cititoare, apropo de ce perle au mai scos copiii noștri, că fetița ei o zis că ea cel mai mult se bucură că are hârtie igienică la toaletă la școală. Uh-huh. Deci trăim într-o realitate paralelă, da. Dar uite, ne gândim la premii și la digitalizare. Vreau să ajung și la digitalizare, dar nu vreau să trec peste zona de temeri. De ce le este frică părinților atunci când își înscriu copiii la o școală privată? Uite, spunea Mădălina în videoclip că, nu știu, poate le teamă că dacă vor să-l ducă la stat, dacă se mai adaptează după ce a plecat de la privat. Nu știu. Care sunt experiențele voastre? Cu ce temeri vin părinții? Sau atunci când sunt în procesul de admitere, ce îi determină sau ce vă întreabă? Dar totuși, uite, mi-ar fi frică dacă se întâmplă asta. De ce le teamă oamenilor atunci când aleg așa sau așa? Teama principală este cea legată de susținerea pe întregul ciclu al taxei educaționale, teama ca aceasta să nu crească urmarea inflației și a schimbărilor din economie. Teama este să nu apară diferențe față de sistemul de stat, adică copilul de la privat să nu fie undeva sub același copil care... Deci se gândesc la sub. Sub. Se gândesc la sub. Se mai gândesc cu teamă la calitatea evaluării, care, bineînțeles, acum este acoperită de evaluările naționale, cel puțin în școala primară și în gimnaziu, dar se gândesc ca, datorită relației comerciale care există între școala privată și familie, școala privată să nu fie tentată să, nu știu, să picteze imaginea copilului sau cunoștințele lui niște culori mult prea vesele și el, de fapt, să nu fie chiar la acel nivel.
mulți se mai gândesc și la varianta în care, tot discutam despre olimpiade, școlile private, din școlile private nu merg foarte mulți copii la olimpiadele naționale. Eu aici cred că e vorba și despre statistică, adică dacă într-o școală privată ai într-o clasă 15 copii și ai poate 2-3 clase pe ciclu, la o școală de stat probabil că ai 10 clase pe ciclu și atunci este evident că din mai mulți copii se vor găsi copii cu talente speciale. Asta cred că sunt principalele gânduri pe care noi le-am reținut din procesul nostru de admitere. Unele dintre ele probabil că sunt îndreptățite, pentru că se bazează pe niște experiențe ale altor părinți povestite și este normal să te gândești. Oare copilul meu beneficiază de același nivel, va avea același nivel când va termina clasa a patra, ca și copilul vecinului care merge la o școală de top din București, pentru că și asta este, și de aici vine comparația. Va ști matematică la cel mai înalt nivel, pentru că și aici este un focus puternic, pentru că în școlile de stat, în general, există o preocupare mare către cele două materii de bază, matematica și limba română. Și cam astea sunt temerile. Aș mai adăuga eu una, dacă-mi dați voie. Încă o îngrijorare pe care am constatat-o în jurul părinților care merg către zona de școală privată este capacitatea respectivei școli de a atrage și de a reține profesori buni, de a-i fideliza. Și iarăși capacitatea unui copil de la o școală privată de a face față într-o discuție cu copilul prietenului, de exemplu, care este la o școală de stat. Deci comparație directă între copii, nu neapărat cu școala de stat, ci cu copilul care merge la școala respectivă. Și se întâmplă situații ușor hilare în care spun: a, păi uite, X a știut adunarea cu trecere peste ordin și voi încă n-ați ajuns acolo. Da? Neacceptând că există o zonă de decalaj și un pic de libertatea profesorului de a face materia într-un alt ritm. Nu mai contează că, mă rog, copilul de la privat știa, avea, uite, și dezvoltase gândirea critică, știa, poate se dusese într-o zonă de cultură, istorie, civilizație mai adâncă. Nu. Comparațiile sunt foarte specifice așa și la nivel de discuții. Pentru că sunt făcute de oameni, de noi, care suntem din școala asta clasică. Eu mă lupt foarte mult cu mintea mea, pentru că eu judec cu ceea ce... Dar vreau să întreb ție de ce ți-e frică. Da, o să spun imediat. În primul rând, de mintea mea mi-este frică, pentru că eu sunt un achiever, un loc întâi, nu există. Nu m-am dus la examene să le dau, m-am dus să le iau și le-am luat. Și acum vreau să fiu această mamă cu iubire necondiționată și nu știu dacă o să-mi iasă. Și mi-e frică, spun sincer. Diferența, distanța dintre ce spun că vreau să fiu și ce sunt de fapt, cred că e mai mare decât îmi imaginez. Te frică că îl duci la școala de o școală privată și dacă nu mai poți să-l susții financiar, ce faci, cum îl integrezi înapoi la stat? Da. Dar sunt conștientă că i-ar fi foarte greu. Sunt conștientă de asta, dar nu pot... Hai să vedem, i-ar fi foarte greu? Cred, e sustenabilă ideea asta dacă treci la privat la stat? Depinde, că uite, de exemplu, și tu ai zis că ai copii într-un alt sistem care nu merge după curicula românească. Da. Așa o să fie și copiii mei. Și acolo diferențele de care tu vorbeai o să fie și mai mari. Ăsta, poate, cred că o să râdă copiii de el. Bă, da, tu nu știi teorema lui Pitagora deja din... Da, sau da, asta este ceea ce proiectezi tu asupra copilului, apropo de, dar exact. E fain că recunoști cumva că tinzi să proiectezi propriile credințe asupra copilului. Ar fi ideal să reușim, uite, măcar să conștientizăm și să renunțăm cât putem de mult la asta. În legătură cu întrebarea ta, trecerea dintr-un sistem internațional într-un sistem național de învățământ se poate face, până la urmă se poate face orice. Depinde de nivelul de efort și nivelul de implicare pe care ești dispus să-l ai. Tu ca părinte, tu pentru copilul tău, reziliența copilului, că mai discutam despre asta, părinților. Și reziliența părinților, da. Acum dacă ai competența, tot
pleacă de la limbaj. Eu chiar cred în asta foarte tare. Matematica e despre limbaj, știința despre limbaj, el despre limbaj, fizica e despre limbaj. Dacă ai competența lingvistică dezvoltată, ai deja un pas înainte. Apropo de tranziția de la un sistem la altul. Bineînțeles că vine cu o zonă de efort, de studiu în plus, de nu știu, măsuri compensatorii, planuri remediale sau de consolidare, dar se poate face tranziția. Depinde foarte mult de contextul din care vii și contextul în care te duci. Dragilor, pentru că nu mai avem, cred că mai avem maxim 5 minute din emisiune sau oricum câteva minute puține, aș vrea să vorbim și de zona asta emoțională. Ați punctat deja cumva că mulți părinți se gândesc că într-o școală privată, clar, zona emoțională va fi mai larg abordată și că poate copilul va avea o experiență bună la școală. Te-ai gândit la asta, Miruna, când ai ales școala? Da, m-am gândit. Acum, școala pe care noi am ales-o nu este școala cea mai lugu-lugu. Este o școală care merge pe niște reguli foarte stricte și cumva mie regulile îmi plac. Dar vreau să evit zona aia de... Și ca să zic încă ceva, nu cred că există vreo societate sau școală unde să nu existe bullying, nu știu care sunt prostiile vremii, că n-am mai fost la școală de 20 de ani, dar... Putem să ți le spunem noi. Dar exact. Tu acum spune-ne ce crezi. Deci eu nu vreau să cred că dacă eu scot niște bani în fiecare lună, asta îmi cumpără liniștea că nu o să fie copilul meu cu nu știu ce, alcool sau, Doamne ferește. Sau că o să audă prostii sau că poate normal. Se mai intră în conflict cu alt coleg sau... Dar cred că mă interesează foarte mult să nu vină cineva să spună prostule, ești un prost, ești un tâmpiț, să-i pună limitele alea copilului. Pe care... La un adult te referi sau la un alt copil? La un profesor. La un profesor. Zona de etichetare. Da, etichetările astea care... cumva, cred că e foarte important ca un adult să vadă, profesorul să vadă ce e mai bun în fiecare copil. Și asta se poate când... Cred că eu nu zic că profesorii de la stat sunt mai incompetenți, Doamne ferește, doar că e foarte greu când ai clase atât de mari să îți auzi gândurile în cap. Și s-ar putea, uite, să recurgi și la astfel de gesturi care presupun că nu sunt admisibile în mediul privat. Cu siguranță nu sunt admisibile și sunt convinsă că nici la stat nu admite o învățătoare ca copiii să se jignească, să se înjure, să se bată. Doar că mijloacele, metodele, sprijinul pe care o asemenea doamnă îl primește e mult mai limitat decât ceea ce se poate face în privat. Adică în zona privată vrei să spui că profesoara, dacă are o situație în care doi copii intră în conflict sau ea are o zi proastă și se simte capabilă să aibă o ieșire nepotrivită, are la cine să apeleze. Poate înlocui profesorul de sprijin, profesorul nu știu, unul dintre coordonatorii echipei de profesori. Adică cineva va interveni și se vor găsi soluții. Pe câtă vreme, când vorbim despre posturi clare, când vorbim despre norme didactice, când vorbim despre o relație foarte standardizată, e mult mai greu. Mă uit prin comparație între copilul meu cel mare, care a frecventat doar școală de stat, și copilul meu cel mic, care frecventează școală și a frecventat grădiniță privată. E o mare diferență, dar nu pentru că oamenii pe care Cezar i-a întâlnit nu erau de foarte bună calitate, profesorii. Dimpotrivă, a avut șansa să aibă profesori buni, profesori dedicați, cărora eu le sunt recunoscătoare. Dar au fost și zone în care lucrurile n-au funcționat atât de bine, tocmai din lipsa de resurse. Spațiul, timpul sunt dușmani în educație. Iar zona asta de analfabetism funcțional e o realitate care trebuie tratată încă din grădiniță. Înțelegerea textelor, dragostea pentru citit, pentru cărți, îi se poate imprima unui copil doar dacă i-a fost predată cu iubire, cu înțelegere, încă de când era foarte, foarte mic. Mă uit la copiii noștri care citesc de drag. Și mă uit la copilul meu cel mare, care nu citește de drag, citește că trebuie.
Cât de importantă e zona emoțională într-o școală? Este extrem de importantă. Trebuie integrată, de asta în multe școli private auzim despre abordare holistică a educației copilului. Uh-huh. E un întreg acolo la care trebuie să ne uităm noi adulții. Și foarte, foarte important, cred că este ceea ce facem în fiecare zi, în fața lor, cu ei, nu neapărat ceea ce le spunem. Adică reușim să modelăm empatie, bunătate, respect, dacă noi înșine le putem practica. Cred că asta e general valabil și la stat și la privat. Ce-ți scriu cititoarele sau cititorii, Miruna? Ai pus vreodată întrebarea pe blog? Ce să fac? Unde să-mi duc copilul? La stat, la privat? Voi ce faceți? Mie mi-a spus copilul mai de mult: mami, te rog să mă duci la o școală de stat, nu la una de învățat. Deci foarte simpatic. El vrea la stat. El vrea la o școală de stat. Da. Eu am scris foarte mult pe blog despre chestia asta, că mă simt jefuită de anii de școală, pentru că au fost niște ani în care aveam mult timp și din cauza lecturilor obligatorii, care erau sinistre, am prins exact ce ziceai tu, o ură de citit. Am citit romanul Ion în 3 zile, m-am închis în cameră cu draperiile trase, ca atunci când îți strângi ochii, îți bași capul sub apă și ieși, pentru că efectiv nu suportam. Uh-huh. Am început să citesc abia când am intrat la facultate. Și dintr-o dată am avut o cantitate enormă de învățat, dar mi-am făcut și timp să citesc, pentru că în sfârșit aveam voie să citesc ce vreau eu. Și asta a fost o descoperire, măi, o lume paralelă. Pe mine m-a obținut... Să știi că și eu am găsit târziu această plăcere de a citi. Da, și pentru că școala îți spunea că cititul este această îndeletnicire elitistă pe care trebuie să o faci ca să devii cineva. Iacătă, am devenit cineva fără să fi citit în primii 12 ani de școală, când aș fi avut timp, să citesc. Acum nu mai am timp, acum fur fiecare carte sau fiecare pagină, o plătesc cu niște somn pe care altfel aș dormi timpul ăla. Și sunt furioasă pentru chestia asta, nu o să ascund. Și de asta îmi doresc să îi ofer copilului meu alternativă. Poate nu să-i placă să citească. Dar vrei să-i ofer o alternativă? Mai avem doar un minut și aș vrea de la fiecare dintre voi, nu știu, 20 de secunde de concluzie. Ce i-ai sfătui pe cei care se uită astăzi la noi? Să aleagă ce e mai potrivit pentru ei. Ok. Laura? Să se bucure de faptul că au de făcut o alegere în primul rând și să-și o asume, indiferent de ce alegere fac, să nu se mai gândească ulterior, dar dacă aș fi făcut nu știu cum, pentru că dacă au avut posibilitatea la început să facă o alegere, au posibilitatea să și schimbe dacă văd că ceva nu este în regulă. Denis? Să se gândească cu iubire, să-și amintească cu iubire despre ei ca și copii și să aleagă ce cred că le-ar fi fost mai benefic, mai bun în viața lor de astăzi, de adult. Vă mulțumesc tare mult, a trecut timpul repede, a fost o companie extrem de plăcută, vă mai aștept cu mult drag și în alte ediții. Iar vouă celor care v-ați uitat în această seară la noi, vă urez o seară liniștită, cu gânduri pozitive și, uite, pline de iubire, astfel încât să reușim să facem alegeri potrivite în ceea ce privește educația și, nu știu, viitorul copiilor noștri. Așadar, o noapte și o seară liniștită, cu gânduri pozitive și pline de iubire. La revedere!